Salutare, măi băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO Overwatch. Oule și vocea mea. Îmi cer scuze că ăsta e singurul clip care apare astăzi și apare ceva mai întârziat, însă eu am... Ieri că pe 5 am fost plecat la o petrecere, am stat toată noaptea și am ajuns acasă, am dormit și eu, m-am trăit și am zis, hai totuși să nu las așa cu ochii în soare pe băieți să postez și eu un episod, ceva rapid, un Overwatch. Și chiar aș vrea să strângem cât mai multe like-uri la acest episod, la ultimul clip s-au strâns 15.000 de vizualizări și 1.300 de like-uri. Holy shit, e extrem de mult. Dacă reușim și la clipul ăsta să strângem peste 1.000 de like-uri, e nebunie curată și o să postăm din nou ceva mai des Overwatch. Dacă nu, o lăsăm din nou mai moale un clip la 2-3 zile cum am făcut până acum. Deci, repet, dacă vreți această serie cât mai des, să o postez pe canal, dați acolo și voi un like acestui episod să vedem ce codat, de ce codat dăm noi și lișea. Doamne ajută. Vă prezint, dați doi, este la Tero și joacă cu Pacau. Dacă o prezi pe asta trebuie să... Stai ce joacă, nu, e sus, e la City. De azi doi am nimerit-o și la rip. Restul cu Acau pentru că e la City. Am dat și un FPS, da, nici nu mai contează FPS Max-ul ăla. Are bani hop script sau nu? Hai să vedem, suspertul are scorul 10 cu 3, 80% rata de headshot. Ia, sunt crește smoke acolo. Una bucata, a radat mislic. Dacă le-a apărat prin smoke, cred că de wallhack. L-a tagat pe ăla, l-a luat și pe ăla. Bă, dai, că puțin, de fapt, nu știu cât de suspect poate fi. What the fuck, l-a nimerit cu SP un pic. I-a dat ăstuia headshot. Bă, până acum tipul chiar joacă bine cu AWP-ul, nu știu. Nu pot să mă afirm momentan în vetură cu el. Ok, și ultimul este pe short. Ok, a ratat și tipul cu SP-ul și l-a luat aici și s-a pus pe tavă. Practic aici la ultimul kill s-a așezat în fața lui, se uită la săgeată băiat. Cel mai probabil, de fapt nu pot să mă afirm încă, însă sunt șanse mari ca tipul ăsta să fie curat. La bani hop ăsta e puțin cam... No, ăsta, da, ăsta e făcut din rotiță pentru că ăla bani hop scriptul, cel puțin așa cred, bani hop scriptul sar perfect și nu face atât de mult stânga-dreapta. Gen, ăla foarte ușoare sunt mișcările stânga-dreapta. Asta chiar se chinuie, se vede. Flashbang, grenade pentru că e și logic, aici e un spot cunoscut să te aștepte cineva aici. Ah, timing. Ok, i-a dat și ăstuia headshot. O să băgăm noi un shift F2. Se vedem aici dacă îi sare ținta. Opa. Aici a tras de țintă, nu i-a sărit ținta. Punem din noi oriunul. Și aia, au luat runda din nou. Bă, o să fie... Nu știu dacă o să fie un caz complicat. Tipul chiar pare că știe să joace. Ia, o să dea rush pe lower, prin lower tunnel, care se ducă tunnel. Deci, practic, cu wallhack nu are. Dacă ar fi avut wallhack, se ducea direct pe ei, nu mai venea aici pentru că vedea ce și cum. L-a auzit pe ăsta aici în dreapta și știe unde pentru că l-a auzit. Știa, era și logic să fie acolo, l-a auzit în pași dintr-o dată oprindu-se în altă parte direct acolo, n-avea unde să fie. Se tine să facă săritura asta așa. Așa, o să-l întâmpine pe unul cu AVP-ul aici și și-a luat-o în mufă. Dar tipul chiar joacă foarte bine și cel mai probabil cred că ăsta e și motivul pentru care și-a luat report. Adversarii au văzut că are un scor destul de bun, că nu sunt stare să-l omoare. Uite, astea, fazele de bunny hop sunt puțin cam ciudate. Nu știu ce să zic în legătură cu bunny hop-ul. Nu știu dacă e script, dar cred că e... Bă, ăsta e script. No, e script. Ce nu trage, lol, s-a uitat la el 7 ani, nu știu ce, la ce s-a gândit. Bă, ăsta, nu știu, cred că e script totuși, adică iese extrem de bine și extrem de des. Adică, de obicei, când te-a pus să faci bunny hop,
Imposibil să nu dai măcar o dată un fail, ceva să greșești, dar nu, tipul ăstuia când începe să-l facă, iese perfect trăițiar. Aș vrea să mai fac o dată, să văd. Gen, avea, făcea bani hopu cu pe cuții și schimbă și pe AVP, uitați. Sau nu. Nu știu dacă are, gen, toată se oprește random așa. Și la script poți să sar toată viața că nu te oprești. Dame și Wall nu cred că se pune vor, nu se... nu are nicio legătură. Pentru că tipul chiar se vede că știe să tragă, știe spot-ul, cunoaște... Ai, wow, ce ușor a fost stilul ăsta. Și o altă chestie, nu cred că ar avea... Nu cred că ar avea Bunny Hop pentru că ar fi aiurea. Nu joci cu Aim și Wall să joci cu Bunny Hop pentru ce? Da, ar fi chiar aiurea, gen tu să știi să joci să-ți iei bani pentru că... ai jucat cu Bunny Hop. Tipul, pana, după părerea mea, sincer, trage bine. Verifică spoturi. S-a speriat aici puțin de el. Mi-am dat seama după faptul cum i-a reacționat, ce se uita undeva și i-a reacționat în momentul în care a apărut. Dă un smoke inteligent aici, gen ca să nu mai vadă din pit. Da, nu l-a dat bine, asta e faza. Încearcă să-i dea tip. Holy shit, prin flashbang, asta a fost bulan toată ziua. Pentru că a dat câteva tepuri, a încercat să dea câteva tepuri, uite aici a tras total paralel. A încercat să dea câteva tepuri înainte și a ratat. Și fix în momentul a primit flash, a apăsat și el și fix pe cap. Reținta. Hai mă, mai bagă un bani, hop. Nu mai vrea să bage un bani, hop, dar la nebun, ia, iar începe. Bă, dar nu știu, pare ciudat, uitați, schimbă și pe arme și îi iese bani hopul. L-a simțit și pe ăla acolo în dreapta când i-a dat cu deagle-ul. Aici așa a dat 5 damage, ce îmi place incendiara asta, cred dacă tu stai o secundă de în foc, sigur, de fapt nu știu dacă nu cred că pățești mai mult dacă stai în real life 5 secunde, o secundă în foc. A dat lui a unei, n-am fost atent să văd dacă i-a luat ceva din HP și... Au! Da, inteligenți ăștia, și-a luat flash și s-a întors, gen, dacă nu se întorcea, nu lua flash. Ia, intră și ăsta. A ratat aici în ultimul hal și și-a luat tot mufă până la urmă. Bă, singura suspiciune pe care o am asupra lui este faza aia cu Bunny Hop-ul. Că, pana mea, parcă iese prea bine Bunny Hop-ul ăla. Ea mai face un test să ne arate. Aha, dacă intra glonțul ăla în coechipiere, era mort acum. Și înțeleg eu la tipul ăsta, merge cu ținta în pământ, asta e... Nu pot să înțeleg. Nu, no, s-a răzgândit. S-a răzgândit băiatul, nu, nu, nu o luăm pe aici, ne ducem în altă parte. Da, aici un flashbang inteligent în caz de era vreunul tunel. Și ar trebui să se grăbească un pic. Nu înțeleg de ce a dat reload aici. Ok. Asta a fost puțin cam fishy. A fost puțin cam suspectă chestia asta, adică dădea numai câte un glonț și o mora. Ce om normal începe să dea doar un glonț în cineva fără să știe așa cât HP are? Deci cred că orice om normal începea să facă spray. Chiar dacă le spuneau adversarii, cu echipierii low HP că sunt adversarii, totuși erau 4 inși, nu știe care erau low HP. Și dădea gen un fel de aim lock. Avea un fel de aim lock, gen dădea fix pe corp. Bă, ăsta e un caz greu. Un caz greu și ultima rundă asta de final mă face să-i dau report pentru aim. Și a avut mai multe headshot-uri, deci multe faze cu headshot și multe în care rata în ultimul hal. Dar fazele astea de suspect mă fac să-i dau evident. Și pentru chestia asta o să-i dau și other external assistance,
Adică în caz de a avut și bani, hop, să fie dat acolo verdictul. Oricum, nu verdictul meu este luat în considerare pentru verdictul final, ci sunt mai multe persoane primesc overwatch și într-un final se stabilește dacă are hack sau nu, sau a primit report pe degeaba sau nu. Summit verdict, asta este opinia mea. Dacă voi sunteți de o altă părere, scrieți în secțiunea de comentarii, pentru că sunt sigur că vor fi păreri împărțite la acest episod. Și de asemenea, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Eu am fost Geostyle și ne auzim data viitoare. La revedere!